Câinii, prietenii noștri de nădejde, au și ei o zi a lor. 26 august este sărbătorită la nivel internațional, drept Ziua Câinilor. Patrupedele sunt recunoscute pentru capacitatea de a se atașa de oameni și de a le fi alături în cele mai grele momente. De multe ori, câinii sunt nelipsiți din misiuni importante ale polițiștilor și pompierilor. Așa se face că astăzi pompierii mehedințeni au ținut să-și arate recunoștința față de partenera lor de nădejde, ciobănescul german Tina. Bravo! Aruncă-i mingea! Bravo! Tina este un ciobănesc german, antrenat de pompierii din cadrul detașamentului din Drobeta Turnul Severin de mai bine de 7 ani. Este partenerul specializat în misiuni de căutare-salvare a persoanelor surprinse sub dărâmături. Din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, face parte și Poma, alintată de pompier Tina, un câine ciobănesc german, care de curând a împlinit vârsta de 9 ani. Acesta este specializat în misiunile de căutare-salvare a persoanelor surprinse sub dărâmături. Din fericire, până în prezent, patrupedul nu a participat la misiunile pompierilor mehedințeni, însă le-a fost alături salvatorilor pe timpul exercițiilor desfășurate, fiind pregătit să-și dovedească eficiența în situații reale. Tina face parte din echipa de căutare-salvare a detașamentului de pompieri Drobeta Turnul Severin. A fost adusă în 2013 la noi, acreditată căutare-salvare din mediul stile vieții în 2014 și de atunci face parte oficial din echipa noastră de căutare-salvare. Este acreditată la fiecare 2 ani la Centrul Chinologic Sibiu. Tina este pregătită pentru a interveni în situații cu grad înalt de dificultate, fiind antrenată de mulți ani pentru a găsi victimele prinse sub dărâmături. Alături de ea, câinii din întreaga lume sunt apreciați și celebrați anual la 26 august.